numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Când stai în fața crucii, când stai în fața crucii, ești cel mai fericit. Din ea primești putere și ca nebirnit. Ia sufletul ți-n vie din noaptea cea mai grea și te ridică slavă prin Duhul Sfânt din ea. Cântecă ești la cruce, ești Fiul regăsit. Întors din lumea largă, la Sfântul Cel Iubit. Pe calea de lumină te poartă neîncetat, înălțându-te spre cerul în zbor, în miresma. Când vii la Domnul Bunce, ești dezlegat de tine, de-a lui Satan robie, de lanțuri și de chin. Și locul lor, iubirea, El ți-o revasă în dar. S-a prința ei în paie, în nesfârșit, o dar. Când de Hristos te apropii, tot cer se deschide. În El găsești destinul un împlinit de vis, și farmec, și cântare, și desfătări și voi, din El lăsați spre tine, în forme, tot mai noi. O, vin acum la cruce, la jertfa de pe ea, căci numai prin morcota viață poți avea. Primește acum pe Domnul, pe mielul cel jertfit, să ai acum iubire, să poți fi mântuit. Primește astăzi, Domnul, pe mielul cel jertfit, să ai a lui iubire, să poți fi mântuit. Astăzi este o Evanghelie deosebită, cea care ne duce la cruce și ne dăruiește bucuria mântuirii, că prin cruce Hristos a plătit prețul răscumpărării și iertării și mântuirii noastre. La cruce întâlnim dragostea veșnică a lui Dumnezeu, așa cum spune Domnul Iisus, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că și-a dat pe singurul Fiul, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este versetul pivot al întregii Scripturi, al întregii Evanghelii, și dragostea lui Dumnezeu este concentrată în acest verset, toată dragostea. Veșnicie în veșnicie, din infinit în infinit, dragostea infinită a lui Hristos, dragostea Duhului Sfânt infinită, Dumnezeu întreit, prin iubirea lui nemărginită, prin bunătatea sa veșnică, așa cum spune fratele Trandos, dar când Dumnezeu, prin bunătatea sa veșnică, s-a întrat din poporul nostru, a trimis un om să ne dezrobească, în robia păcatului. Prima dată a dezlovit țara din robia străină, dar apoi era nevoie de o altă dezlovire mult mai importantă și o eternă dezlovire din cea a păcatului, din viață, din moarte, din învierea de la cruce, acolo unde ne ca toate legăturile, ca de firea noastră totul și se face o tăcere cerească în noi. Și atunci auzim dragostea lui Hristos. A murit și pentru tine. Mi-am întins brațele pe cruce și pentru tine. Te iubesc cu tine, ce și că, așa cum spune, prin profetul Ieremia, te iubesc cu iubire fără margini. Nu știi ce nu te iubesc. A murit pe cruce la locul tău, Baraba. Cum spune Costac Ionil într-o poezie, Baraba. A murit pe cruce în locul tău. Te-am substituit la cruce. Nu trebuie să mori tu, chiar dacă ești un criminal, indiferent ce păcate ai făcut, vină la cruce. Acolo suntem eliberați, total, albiți ca și câinii. Așa cum spune fratele Trandos, aș vrea să-ți pot aduce cântec mai alb, o sută mai alb decât crinul, mai pur, mai inocent decât neaua, decât zăpada. Cum spune și Isaia, dar prin păcatele voastre negre sau roșii, ca purpura, se vor face albe sufletul vostru, viețile voastre de inocență și tinerețe veșnică. Asta e lucrarea de la cruce și aceasta este o flamă de eter, ca singurul
aceasta este veșnic proaspătă, așa cum spune fratele Dragos într-o poezie. Citesc poezia fratele Dragos, îi spune rostul lui pe pământ. Cred că de aceea m-am născut. Cred că de aceea m-am născut și am venit pe lume. Să spun două cuvinte doar, iubirea și altă lume. Toți finii care m-au ascuns se vor scăutată. Și umbra ce m-a odihnit va trece depărtată și căile pe care am mers odată vor fi uitate și semnele ce le-am lăsat vor fi pierdute toate. Și iarba unde am odihnit odată o să se usuce. Și ochii mei se vor goli și toate se vor duce. Dar cele două vorbe dragi, iubirea și altă lume, vor strămuci pe veci frumos cu niciun soț pe lume. Cred că de aceea m-am născut, să aflu aceste două și să le cânt de mii de ori o harpă tot mai nouă și mii și mii de versuri noi, de fiecare oară, să arăt acelor la, acelor la, să arăt acelor la, acelor acel oraș comor o față tot mai rară. Să află acel oraș cum sens o altă încântare, să întorc pe aceiași nori privind mereu din altă zare, să aduc mereu în alții ochi acea sfințită sete, ce poate inima un timp și un colț de rai sunt verde. Să aduc mereu în alții dor de țara promisiunii, să facă alții fericiți atingerea minunii. Și pentru acestea să mor în viața care vine de mii și mii de mii de ori, mai cum ce-mi eu știu, mai cum ce-mi e știu bine. Și pentru acestea să mor în viața care vine de mii și mii de mii de ori, mai cum ce-mi e știu bine. Iată, fratele Dragos cântă iubirea eternă și numele veșnic al Mirelui nostru, nesfârșit Domnul Iisus Hristos. Vreau să citesc din Evanghelia de astăzi începând de capitolul 8 din Marcu, începând cu versetul 34, apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și pierde viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvat și păcătos, se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Capitolul 9, versetul 1, El le-a mai zis: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Te-am cu fratele Sorin și ne uitam aceste gânduri înainte de adunare, afară, poate ce Domnul Iisus a spus, unii vor muri, dar alții din cei care sunt aici vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și când a venit această Împărăție cu putere, a venit învierea, a venit Împărăția, a venit înălțarea Domnului, dar a venit un moment când a venit Împărăția de plină la pogorârea Duhului Sfânt. Atunci a venit Împărăția, nașterea Bisericii, actul de nașterea Bisericii creștine. Când a dispărut frica, când atunci erau ucenicii toți închiși de frică. Când a venit flacăra Duhului Sfânt, Împărăția, venind cu putere, cu flăcări din cer, cu acest zgomot susul dulce care cobora din cer pe pământ, atunci s-a născut, a venit pe pământ Împărăția cu Dumnezeu în toată plinătatea și eternitatea ei, în toată dezvoltarea ei în veșnicie. În acel moment, acest act
divino-uman care a venit din Duhul Sfânt să nască Împărăția lui Dumnezeu pe Pământ, Biserica lui Hristos, născută din rănile Lui, din sângele Lui, așa cum spune, care grește mai mult decât sângele lui Avel, cel nevinovat vărsat din cauza urii și a invidiei care există pe Pământ. Domnul Iisus Hristos a spus această profeție și pentru noi să avem acest moment a venirii Împărăției lui Dumnezeu și în viața noastră cu putere, cum spune Părintele Iosif Trica. Pasea Domnului este afară și vestirea lui Iisus Hristos, cel răstignit, la cruce întâlnim puterea lui Hristos descoperită de Duhul Sfânt, revelată prin Duhul Sfânt, că altfel rămâne numai o credință de teorie, fără putere, fără putere. Fratele Traian Dorumedeu spunea puterea vine prin lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Oastea Domnului. Învățătura ei de bază rămâne, dar fără puterea aceasta, fără această confirmare, acest act, această semnătură a Duhului Sfânt, iscălitură veșnică, ea rămâne fără putere în inima și în viața noastră. Cum spune, au o formă de evlavie, dar devenindu-le puterea creștinii din urmă, vremurile din urmă, vor fi vremuri grele, pentru că oamenii creștini, în primele credincii, pentru că toți suntem botezați într-o biserică sau alta, dar lipsește puterea, lipsește focul, flacăra Duhului Sfânt, care se depoarte misionar. Toți dintre fratele Dragos, azi te cheamă Domnul frate să pornești misionar, să lași toate grijile, să lași pentru Domnul, ca să arzi în veșnicie, ca o luceapă, ca o stea eternă pe placurile și pe firmamentul Cerului lui Hristos. Iată cum vor străluci cei care vreau să pot să ardă pentru Domnul. Asta Domnul este acest misionar, acest foc ceresc care nu te lasă, te duce să spui altora ce mult mi-a făcut Hristos la cruce. Cum a descoperat de toată murdărirea mea, de toate păcatele, de tot ce este urât în mine și m-a făcut un alt om, așa cum spune fratele Traian Dos, un soare nou, alt soare. Ori poate tot acel s-a strălucat în mine și am devenit altfel. Acesta e actul ceresc în care vine Împărăția lui Dumnezeu cu putere, este viețile și inimile noastre prin revărsarea lui Dumnezeu. Dumnezeu când a vorbit cu Avram, a chemat și a spus, Avram, în tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate națiunile Pământului. Cum? Printr-un om, prietenul lui Dumnezeu, cum era numit Avram. Prin El a binecuvântat toate generația, pentru că El este Părintele Credinței. Prin El a început Universul Credinței pe Pământ. Și noi când intrăm în Universul Credinței, îl găsim ca Părinte Spiritual pe Avram, Părintele Credinței, prietenul lui Hristos, lui Dumnezeu și lui Hristos, bineînțeles, căci prin El a venit binecuvântarea în tine. Și cum spunea fratele Traian Dos, la ultima adunare din Cluj, din 14 mai 1989, zice, Dumnezeu, în bunătatea Lui, a trimis un profet și a spus, du-te la poporul tău, Iosite, spune poporului tău că îl binecuvintez. Prin această vestire a ta, eu vreau să aduc binecuvântarea, revărsarea harurilor, revărsarea apelor vii în biserică, cum fratele Traian Dos zice, cine ne-a adus nouă aceste cântare, adunarea, pentru care ne-am dat și viața întreagă? Și am vrea să fim mereu în adunare cu frații, până în clipa când Domnul ne cheamă acasă și să fim apoi petrecuți în aceste cântări ale veșniciei și după ce închidem ochii. Pentru că frații care rămân să vadă în noi această cântare divină și să se umple de curaj, de putere și de lacrimi pământești, dar de nădejde eternă că ne revedem în partea aceasta. Iată, această Împărăția lui Dumnezeu vrea astăzi să intre în inimile atâtor oameni care nu o au, stau sieși, stau leși. Poate de atât spune că atâtea căi împocheate și caută oamenii mântuirea, dar nu au acest flux de iubire, această flacără revărsată în inimile care vine prin Oastea Domnului, prin Părintele Iosif.
Rosile, cine te va binecuvânta de tine, va fi binecuvântat. Cine te va refuza, te va blestima, va fi blestimat, pentru că pe mine mă respinge. Iată care e rostul vostru Domnului. Cine acceptă această redosare a pe copii, va fi binecuvântat. Cine o respinge, respinge oferta Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Părintele Iosif zice, eu n-am niciun merit. E totul este lucrarea Duhului Sfânt. Eu sunt titicul de la moarte. Și toți ne vedem mici, minuscul, niște nume neînsemnate, dar destinate pentru vincolo, pentru împărăția aceasta care a venit cu putere în inimile și în mințile noastre. Și vrea să vină și în inima oricui, încă n-a primit această împărăție cu putere. Domnul să ne ajute să înțelegem că este o urgență să vestim această împărăție cu putere, dar mai întâi în mine să se vadă această împărăție, că se manifestă în toată plenitudinea ei, în tot magnificul ei, în toată această emanație a iubirii, să avem o inimă de o emanație eternă, căci dragostea este Hristos, și tinerețea este Hristos, și viața veșnică este Hristos, și împărăția lui Dumnezeu este Hristos. Așa cum spune, împărăția lui Dumnezeu începe în inimile și în viața noastră, primiți-o, căci eu sunt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Aceasta este datoria noastră astăzi, această împărăție, dacă avem, să o vestim, să o manifestăm în toată frumusețea ei, prin tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, nu mai avem drag, nu mai avem timp, că și după ce se vor duce toate, vom avea un evident veșnic. Oamenii cred că viața este făcută ca să-și facă anumite interese. Totul este o iluzie. Viața trece și dacă nu facem pentru Domnul, când vom face? Ajunge bătrâneța când am vrea să facem numai cu Dem, pe urmă ajunge în timpul când trebuie să plecăm în veșnicie. Ce măreț va fi încununat eroul care a luptat și a ars aici pe pământ? Până când mai este timp? Până când mai este timp? Mai fă ceva. Manifestă iubirea lui Hristos. Arată la cei din jur. Și cheamă la crucea însângerată. Pentru ca să ai dincolo o răsplătire veșnică, să spui, Doamne Iisuse, mirele meu veșnic, Mântuitorul meu te-a iubit. În viața aceasta m-ai aprins de dragoste. Și s-o dau tuturor celor din jurul meu. Să-i chem la tine pe toți. Și ei se selectează. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, semănați cuvântul latin și nelatin. Și oamenii se vor împa pe două categorii. Cum a spus și Domnul Iisus când am trimis, zice, iată vă trimit în lume să vestiți Evanghelia Împărăției, începând din Ierusalim, apoi în cercuri mai largi, în Samaria, în Iudeea, și până la marginile Pământului. Și noi suntem în această trimitere, prin oastea Domnului, prin lucrarea profetică, noi rămânem în această trimitere de 2000 de ani și care până la sfârșitul veacurilor, căci mereu Hristos are trimiși săi în fiecare generație, în fiecare epocă, în fiecare loc și poș din lume, ca să ducem mesajul Evangheliei. Cine vor crede, cei care vor crede, se vor mântui. Cei care nu vor crede, vor rămâne fără mântuire. Dar noi să semănăm. Selecția o face fiecare prin decizia personală de a accepta mântuirea sau a o refuza. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Avram. Cine te va blestema, va fi blestemat. Interesant, printr-un om Dumnezeu vrea să binecuvinteze o națiune, o țară și o comunitate. Și acesta este Părintele Iosif, lucrarea este a Domnului Sfânt, dar așa ales El. Și atunci, cum să nu acceptăm această binecuvântare care vine prin Sfântul Martirul lui Hristos și prin toți părinții noștri care au orat înaintea noastră, am văzut cum s-au stins, cum părinții noștri erau aprinși de dragostea lui Hristos și ne-am transmis această comoră de ardere, de dragoste. Și aceasta nu ne lasă să stăm indiferenți de rotocol față de o lume, așa cum spune în jurul nostru, mii de frații noștri trăiesc în păcat și mor nemântuiți.
O, dacă l-am afașit pe Domnul, cu cât am fi și noi mai fericiți. Și ne cheamă la muncă tineri, pe dușoși la muncă. Aceasta este chemarea astăzi. Să vestim împărăția lui Dumnezeu, să vină cu putere, să vină și la Roma, să vină în Italia, în România și în întreaga lume. Pentru că Dumnezeu vrea să-și manifeste puterea lui. Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. El nu rămâne Dumnezeu fără putere. Dar să aibă în cine să-și manifeste puterea și cu cine să lucreze. Căci dacă găsește suflete și vase alese, El își manifestă dragostea Lui nemărginită și binecuvântează un popor întreg. Când spune fratele Teandors în cântarea, când găsești un om sfânt, El este cât o soare. Să-i dai o valoare, pentru că prin El Dumnezeu binecuvântează, așa cum spune și în profetul Isaia, pentru tine dau popoare întregi, tu ai preț de spus în ochii mei. Te iubesc de acolo, asta să înțelegi. Eu te izbăvesc. Eu, Dumnezeu, spune, te referi, nu te teme, nu te teme. Eu vedez asupra ta mereu. Iată, chemarea noastră este să fim așa binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Prin noi, Domnul să poată să își extindă, să-și facă lucrarea, planul său de mântuire. Pentru că El și-l face. Dacă nu vrei noi, va alege casă. Spune fratele Cantor, zice, Dumnezeu nu pierde când un suflet respinge voia Lui. El zicea că o mie scripatori să înlocuiască acea persoană la dispoziție. Dar nu vrea, pentru că nu vrea să piardă pe nimeni. Dacă ne cheamă la lucrare și ne cheamă să nu spunem nu, Doamne. Dumnezeu nu are nimic de pe urmă. Numai noi suntem cei care pierde. Așa cum spune fratele Cantor, Domnul să ne ajute să înțelegem că această împărăție a lui Dumnezeu este foarte urgent de lăsat ca Duhul Sfânt să o extindă pe noi, să o manifeste în viața noastră spre semnă și să curgă în cei din jurul nostru, ca ei văzând această dragoste a lui Dumnezeu să ne poată folosi ca niște conducte vii, ca niște canale desfundate prin care tot fluxul Duhului Sfânt se curgă prin noi, ca o lacă vie fervită de iubire spre semenii din noi, spre semenii noștri, spre cei de lângă noi. Și apostolul de astăzi, vreau citesc că spune tot în legătură cu crucea, pentru că întotdeauna apostolul este o continuare a meditației și sunt strâns unite în întrebările. Vorbește despre cruce, vorbește despre marele preot care a pus jertfa pe cruce, Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot. Și cum spune în Evrei, capitolul 5, într-adevăr, orice mare preot poate în mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă darul și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și El este cuplit de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele Lui, cât și pentru ale norocului. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia, dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși în alor, Tu ești preot în veacul părângarea Lui, Melchisedec. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina Evangheliei Lui, cu toate că era Fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, uzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala Lui Melchisedec. Și spune mai încolo, sunt acolo, poate, punctul cel mai important a celor scrise este că avem un mare preot, Domnul Iisus Hristos,
care s-a așezat în locul de cerești, ca să văd cerurile cu viteza infinit, s-a înălțat la Tatăl și șade la dreapta scaunului de mărire a locurilor prea înalte, în locașurile lui Dumnezeu, gătite nu de un om, ci de Însuși Dumnezeu. Așa cum spune, a spus Domnul Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc. În locașul de Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc și vouă un loc. Și după ce vă voi pregăti, voi veni la voi și vă voi lua în locașurile mele eterne, de slavă, de tinerețe eternă, de poezie, de cântare, de bogăție, de răsplată, de odihnă veșnică. Domnul să ne ajute să lăsăm ca împărăția lui Dumnezeu să se manifeste în fiecare dintre noi, ca să fim adevărat ostași și apoi luptători aici, să facem cât mai este timp. Este așa de scurt timp, este așa de urgent să nu pierdem. Fiecare secundă este pentru noi enorm de important. Într-o secundă noi putem dobândi o comoară cerească, dar dacă o pierdem un lucru pământesc, zice, niciun ostat nu se încurcă cu tremurile lumii dacă vrea să facă celor și la scrisauste. Să învățăm să răscumpărăm vremea, fiecare secundă să o folosim pentru dincolo, să ne adunăm aurul ceresc etern în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să ne să vedem. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.